Mai întâi mă uit eu de data asta. Na! Gravă-i să ai febră musculară. Pot zice că am practicat niște activități complet neconforme cu așteptările mele de la condiția mea fizică. Am început să descoper din ce în ce mai multe chestii din sfera asta audio. Odată ce am căutat boxe, wireless, portabile și așa, tot încep să-mi apară și reclame, ba aflu din terțe părți, de la persoane prieteni, despre device-uri noi apărute. E, astăzi am în fața mea un device, un produs, care este, designul lui este făcut în România, este asamblat în China, ce este drept, dar designul lui este făcut de români, da? E făcut de români. Și m-a interesat extraordinar de mult, am auzit de el și zic că ar merita device-ul ăsta. Vorbim aici despre niște căști, dar prețul lor este puțin cam mare. Vorbim aici de peste 1000 de lei. Oare se merită, pentru că să dai peste 1000 de lei pe o pereche de căști care teoretic nu sunt de gaming și nu știu dacă sunt nici neapărat pentru studio? Asta rămâne de văzut. Hai să vedem ce am în față. Se numesc Meze 99 Classics Walnut Gold. Walnut Gold, adică au auriu și sunt cu lemn de nuc. Și scrie aici, designed by Antonio Meze, Baia Mare, România. Pot să zic, cutia este extraordinară, este mare, este dură. Este interesantă, s-ar putea să fie un unboxing destul de interesant. Bun, începem aici, o grămadă de detalii, fatigue, resistance, prea multe. Self-adjusting pure headband, individual hand finished real wood enclosure. Practic, pe partea asta cu tine se descrie cum sunt făcute căștile și de ce merită prețul ăsta și câte detalii și cât efort a fost depus în fabricarea căștilor și, de fapt, a design-ului. Pe partea cealaltă avem detalii tehnice, nu știu, ce primim în pachet, care este input power-ul, impedanța, sensitivitatea, frequency response și din ce material sunt făcute și aparent compatibil cu Apple, Android, Windows, etc. Site-ul lor este mezeaudio.com, Design in Romania EU. Pe partea cealaltă avem o imagine cum arată căștile și sincer, nu-mi plac toate chestiile astea de jos. Da, sunt conștient că probabil sunt cumva obligat să le pună, cu toate că nu cred, nu arată deloc bine. Toată cutia este elegantă, are o temă de culori, se bazează pe goldul de aici și cum arăt și așa și apar logo-urile astea. Nu, deci asta este un lucru care nu-mi place. Jos nu avem nimic. Să vedem ce găsim înăuntru. Ce-mi place să dezbrac. Care-i scopul chestii astea? Probabil agățare pe rafturi. Doar așa ceva. Deci avem așa. Hop. Stați, mai întâi mă uit eu. Am glumit, nu, doar o carcasă. Vai, mamă! Burete! Frumos, aici pe partea stângă avem burete, probabil pentru protecție, cu toate că deja sunt în carcasă, nu înțeleg de ce ar fi nevoie de protecție în plus. Ok, probabil este carte de instrucțiuni. Vin într-o carcasă. Presupun că poți folosi asta pentru transport. Ce mai avem aici? Asta cred că este un sticker, Meze Audio. Și mai avem încă un sticker, Meze Audio. Și toată cutia, mă rog, aproximativ toată cutia, aparent partea de sus și partea de jos, este căptușită cu burete. Aici avem cutia, care este extraordinar de elegantă. Aici avem logo-ul Meze, care este auriu. Deci mi se pare că se potrivește absolut extraordinar de bine. Hai să vedem în continuare. Și asta este din plastic. Da, un plastic cartonat. Ceva de genul ăsta. Mai întâi mă uit eu de data asta. Na! Nu! Sincer, sunt mândru de produsele care apar în România. Deci chiar îmi place extraordinar de mult că se pot face produse de calitate în România. Na! Uită-te la el! Na! Mai zi ceva, uită-te puțin cu câtă grijă și cu câtă fie... Nu! Hai să petrecem puțin timp, puțin, să le analizăm, da? Pentru că avem suportul pentru cupa care acoperă urechea. Este făcută din lemn de nutun, lemn maro de o culoare extraordinar. Inserții aurii, logo-ul Meze pe parte și pe alta. Avem două mufe jack cu cercuri aurii. Montarea suporților pentru ureche sunt tot aurii. Deasupra avem 99 Classics, ăsta este suportul pentru cap. Ăsta și că este autoajustabil. Nu prea pot să zic că îmi place scrisul ăsta. Este puțin, nu înțeleg de ce am pus un scris de un fond de genul ăsta. Dar
dar hai să zicem că e deasupra, nu prea se vede, e ok. Hai să vedem ce mai avem în cutie. O pușculiță, un portofel, nu știu cum să zic, hai să vedem ce este înăuntru. În primul rând, avem un adaptor care aparent se potrivește aproximativ aceeași culoare, dacă nu chiar aceeași. Este un adaptor de la 3,5 mm jack la 6,3 parcă, la 6 mm, da, 6,3 mm. Mai găsim un splitter audio, un cablu jack pentru căști, care este absolut extraordinar. Nu pare a fi genul ăla de cap, ba da, se încălcește. Nu asta v-am să zic. Pare a fi genul ăla de cablu dur. Nu cred că o să ai vreodată probleme cu asta, cel puțin într-o perioadă scurtă de timp, să pățești, să ți se rupă sau, nu știu, să ai probleme la mufe. Aici avem și microfon. Ah, de asta avem și splitter. Dacă avem un laptop care are mufe separate pentru microfon, pentru intrare audio și ieșire audio, cred că putem pune mufa de la căști în splitter și apoi introducem splitterul în mufele alea ca să folosim și microfonul, pentru că am primit un cablu jack cu tot cu microfon. Ce e asta, mamă? Este același cablu, este un cablu la de fapt nu e la fel, ăsta nu are microfon și este extraordinar de lung, este mult mai lung decât celălalt cablu. Aici, vă rog să mă credeți pe cuvânt, sunt destul de pretențios la sunet și feedback-ul pe care urmează să-l dau, ce urmează să zic despre căștile astea, cum se aude, va trebui să mă credeți pe cuvânt. Văd că avem două cabluri jack, mă gândeam că poate din aceste două mufe, nu contează, ori una, ori alta, putem să o folosim, dar aparent cred că trebuie folosite amândouă, așa că o să montez un cablu. Stai să vedem, ăsta e right, ok, deci o să fie mereu drept, ăsta o să fie mereu stâng. Ok, și mufa asta o să trebuiască să se introduc în ceva ce are mufa jack. Și de asta o să-mi aduc iPad-ul. O să folosim iPad-ul pentru că ăsta, din fericire, mare mufă jack. Să vedem cum se simt. Nu? Deci, nu mai... Ba da. Se mai aude în exterior. Deci se aude, nu izolează complet. Vai, dar ce confortabile sunt. Aș putea, ai putea, ați putea să le purtați ore întregi fără să simțiți vreo presiune. Sunt extraordinar de confortabile. Ova, stai cu începerea. Deci sunt undeva la, nu știu, cred că 20% din volum și se aude destul de tare. Adică nu tare, în sensul că mă aud pe mine vorbind, încă aud în exterior, dar este un sunet cu care aș fi ok să ascult în casă, gen. Mai tare. Mai tare. Este imposibil de ascultat la maxim. Nu, n-ai voie, n-ai cum. Hai să mai vedem. Vreau să schimb melodia. Vreau să pun ceva mai cu bas puțin. Și nu e la maxim. Puterea și calitatea sunetului sunt incredibile. Deci nu am ce să le reproșez. Calitatea, adică, având în vedere că eu acum am ascultat niște melodii care sunt independent, adică nu am folosit Apple Music sau ceva, pentru că dacă vreau să le pun și la microfon sau... Na, nu vreau să am copyright strike. Dar m-am dezamăgit. Sincer, mă așteptam la cu totul altceva. Mă așteptam să am... Știți feeling-ul ăla, sunt convins că-l știți. Când auziți melodia aia fain, pentru că eu am pus doar melodii care îmi plac super mult. Când auziți melodia aia fain în club sau undeva și și cu bas și se aude și bine și vă și place melodia și... e un feeling extraordinar, e ceva super fain. Nu l-am avut. Deci au fost melodiile faine. Claritatea, ok. Deci sunetul clar, foarte clar aș putea spune. Volumul tare, pentru că te izolează mare parte de exterior, dar a lipsit basul și acel ceva din sunet. Deci are lipsește acel ceva din sunet. Părerea mea este că doar pentru cum arată, nu merită prețul. Pare rău, chiar îmi pare rău să zic asta, dar nu merită prețul. Cred că printre primele produse pe care le am și, nu știu, chiar am avut așteptări, chiar am avut așteptări mari de la produsul ăsta, dar sunt dezamăgit. Da, asta vă zic și eu, asta este părerea mea, voi puteți să le luați, puteți să le încercați, dar din punctul meu de vedere
Nu, cel puțin nu la prețul ăsta și doar pentru un design care arată premium, dar nu. O să fac câteva secvențe de B-roll, doar ca să vedeți produsul de mai aproape, pentru că sunt niște detalii super faine. Și acum este strict decizia voastră. Găsiți ca de fiecare dată, găsiți linkul în descriere de unde puteți lua produsele astea. B-roll urmează imediat. Nu uitați, ha, ne revenim. Nu uitați de giveaway, nu uitați să dați un subscribe, un follow pe Instagram, să lăsați coment la poza aia pe Instagram, că ce vreți, dacă vreți Google Home sau Amazon Alexa, pentru că asta este, despre asta este giveaway-ul, da? Dați un like, un share, share-ul pe Facebook contează extraordinar de mult. Vă mulțumesc, sunteți cei mai tari, mă înclin în fața voastră și ne vedem în perioada următoare. V-am pupat! Pa!